Ministrul Educației vrea să dimensioneze locurile în licee, astfel încât să nu se mai intre cu note mici. De asemenea, și-ar dori să existe în toate unitățile de învățământ cursuri remediale de la clasa a noua. Ecaterina Andronescu a mai spus că nu exclude ca liceele care au avut în ultimii 6 ani cifre excesiv de mici în ceea ce privește promovarea bacalaureatului să fie transformate în școli profesionale. Sunt 27 de licee care au avut pe media celor 6 ani rata de promovare între 0 și 5%, ceea ce este inacceptabil. Trebuie să analizăm intrarea la clasa a noua. Elevii care au avut rezultate slabe la bacalaureat sunt cei care au intrat în clasa a noua cu medii sub 5. De aceea și insistența noastră ca de anul acesta să creștem numărul de locuri la școlile profesionale, pentru că poate cei care nu au abilități teoretice au abilități practice. Nu exclud varianta în care aceste licee să se transforme în școli profesionale, a declarat ministrul Educației Ecaterina Andronescu. Potrivit Ecaterinei Andronescu, la examenul de evaluare de la clasa 8-a, 73% dintre elevi au avut medii de cel puțin 5, iar 453 au luat nota 10.